Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 2. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 21. Apoi, în rugăciune, stăm înaintea Domnului și cerem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a cărui coborâre o sărbătorim astăzi, să copleșească biserica noastră cu binecuvântări dumnezeiești. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ilie Țundrea, este într-un sonul 4 jos. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzind vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani sau arabi, îi auzind vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ: sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Celebrăm astăzi una dintre marile sărbători ale creștinismului. Celebrăm coborârea Duhului Sfânt. Nu celebrăm rusaliile. Celebrăm coborârea Duhului Sfânt. Denumirea rusalii nu are bază biblică, ci vine din tradiție și din obiceiurile oamenilor în vremea când sărbătoreau trandafirii. Rusalii înseamnă sărbătoarea trandafirilor, rozalia. De aceea, noi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, nu trandafirii. Amin. De aceea am vrea să corectăm atunci când vorbim unii cu alții și spunem că e sărbătoare astăzi, e sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Coborârea Duhului Sfânt deschide pentru omenire ultimul capitol al istoriei înainte de revenirea Domnului și finalul istoriei. Coborârea Duhului Sfânt înseamnă că omenirea a intrat pe ultima sută de metri a existenței ei. Cât este suta aceea de metri știe doar Dumnezeu. Dar omenirea a intrat în ultima perioadă a istoriei ei. Coborârea Duhului Sfânt ne ajută să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Dumnezeul căruia ne închinăm noi este un Dumnezeu care ființează veșnic
în unitatea desăvârșită, inseparabilă și inconfundabilă a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfânta Treime, binecuvântat să fie Dumnezeu. Când s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, înțelegem că Dumnezeul nostru ființează veșnic în această unitate a dragostei desăvârșite între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu datorită faptului că ne-a fost descoperită și a treia persoană a Sfintei Treimi. Dar, odată cu coborârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, înțelegem și mai bine lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu mântuirea omului păcătos? Mesajul de astăzi se intitulează Coborârea Duhului Sfânt și ridicarea omului păcătos. Coborârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu are de-a face, pe de-o parte, cu o cunoaștere mai deplină a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu o cunoaștere mai profundă a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Mai precis, toate cele trei persoanele dumnezeirii sunt implicate în mântuirea mea și în mântuirea ta. Toată dumnezeirea este la lucru ca să te mântuiască pe tine și să mă mântuiască pe mine. Citind Biblia cu atenție, descoperim că Dumnezeu Tatăl nu este doar Cel care a creat tot Universul, Creatorul, El este Creatorul, dar Biblia ne spune că înainte de a crea lumea, Dumnezeu a făcut un plan pentru mântuirea noastră. Înainte de a crea cerurile și pământul, Dumnezeu avea planul pregătit pentru mântuirea noastră. Dumnezeu știa ce se va întâmpla în grădina Edenului, Dumnezeu știa ce se va întâmpla cu istoria omenirii, Dumnezeu știa ce se întâmplă în vremea noastră, Dumnezeu știa ce se întâmplă cu tine și cu mine. Și în planul lui Dumnezeu erau cuprinse toate aceste lucruri în cel mai mic detaliu. În planul lui Dumnezeu era consemnat faptul că în dimineața aceasta vei fi la închinare aici. Dumnezeu știa lucrul acesta. Și a făcut un plan pentru mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu a dus la îndeplinire planul. Fiul lui Dumnezeu a îndeplinit planul lui Dumnezeu ca să poată să aibă loc mântuirea noastră. A dus jertfa de ispășire. A dus jertfa în baza căreia suntem iertați de păcatele noastre. Fără jertfa lui, planul acela rămânea un plan frumos, dar nu era pus în aplicare, nu era îndeplinit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia planul acela în Hristos Domnul, jertfa desăvârșită pentru mântuirea noastră, și îl aplică în viața fiecărui credincios. Duhul lui Dumnezeu este Cel care aplică planul acela, îl realizează în viețile noastre ale oamenilor. Astfel încât toată dumnezeirea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, se opresc în dreptul fiecăruia dintre noi și lucrează fiecare pentru ca tu să n-ajungi în iad. Eu să n-ajung în iad. Pentru ca păcatele mele și păcatele tale să fie iertate. Să pot să mă întorc la Dumnezeu să-i spun Tată. Să fiu binecuvântat și ocrotit de Dumnezeu aici pe pământ. Și la capătul vieții, să plec de pe pământ în gloria cerească a lui Dumnezeu. Amin. Dar, cum anume lucrează Duhul lui Dumnezeu? Ce face El ca să aplice planul mântuirii, să-L realizeze în viața ta și în viața mea? Sunt multe și mari lucrările Duhului. În dimineața aceasta ne vom uita doar la două lucrări ale Duhului Sfânt. Prima este lucrarea de convingere.
Întoarceți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 16. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, Domnul Iisus vorbește despre venirea Duhului și spune așa de la versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi pe cine? Lumea. Va dovedi lumea vinovată în ce privește? Păcatul, judecata și neprihănirea. Când va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, una dintre marile lui lucrări este lucrarea de convingere. Să ne convingă de faptul că suntem păcătoși. Să ne convingă de faptul că există o judecată. Să ne convingă de faptul că Dumnezeu are un plan pentru iertarea noastră. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare de convingere. Grea lucrare. Grea lucrare să convingi oameni. Grea lucrare să convingi oameni încăpățânați, împietriți, îndârjiți în păcătoșenia noastră. Stai de vorbă cu doi oameni, frați de corp, se ceartă pentru moștenirea de la părinții lor. Fiecare crede că el are dreptate pentru bucata de pământ sau pentru scândura care a rămas. Se dușmănesc de moarte și încerc să-i convingi. Ce credeți? Îi poți convinge sau nu? Îi poți convinge sau nu? Nu. Fiecare este îndârjit în convingerea lui că el are dreptate. Că lui se cuvine. Fiecare crede că celălalt este de vină. Greu să-i convingi. Se ceartă soț și soție. Și cearta ia amploare și sunt în pragul de divorț. Și încerc să-i convinc să se împace. Încerc să-i convinc să-și ceară iertare. Ce ziceți? Îi poți convinge sau nu? Îi poți convinge sau nu? De-aia sunt atâtea divorțuri că nu-i poți convinge. De aceea se duc pentru că nu-i poți convinge. Fiecare este convins că celălalt e de vină și din pricina celuilalt se ruinează familia. Încearcă să convingi un om care are scaunul lui preferat în biserică. Încearcă să-l convingi să se ducă cu un scaun mai încolo. Ce zici, îl poți convinge sau nu? Orice asemănare cu prezentul este pur întâmplătoare. Îl poți convinge sau nu? Cei care ați avut de-a face cu asemenea persoane, știți despre ce-i vorba. Ăsta e scaunul meu și de aici numai pământul galben. Greu să-i convingi. Acum, când Dumnezeu are de lucru cu o lume întreagă, cu o omenire întreagă, care este îndârjită împotriva Lui, o lume întreagă care este pornită împotriva Lui Dumnezeu, pornită spre rău. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Geneza, capitolul 6, versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om,
Și alt sens a cuvântului nu va rămâne, a expresiei nu va rămâne, este nu se va lupta pururea cu omul. Este o luptă a Duhului lui Dumnezeu cu omenirea din vremea lui Noe. Când întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Duhul lui Dumnezeu s-a luptat cu ei să-i convingă că se duc în direcție greșită. Că se duc înspre nenorocire. Și Dumnezeu ajunge la concluzia că oamenii nu se lasă convinși de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, ajungem în faza în care Duhul lui Dumnezeu abandonează lupta. Adică Dumnezeu te lasă în voia minții tale blestemate. Încearcă Dumnezeu să te convingă. Încearcă Dumnezeu să te oprească. Folosește metode dumnezeiești. Și cuvântul spune, Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta pururea. Dar de ce nu ne lăsăm convinși? Oare din ce pricină suntem atât de îndârjiți să mergem într-o direcție rea și să nu ne lăsăm convinși că mergem în direcție greșită? Să ne oprim, să ne întoarcem. Prima explicație. Diavolul întunecă mintea oamenilor. Una dintre lucrările diavolului este să întunece mintea. Știți ce înseamnă minte întunecată? Nu înseamnă că n-ai minte, ci înseamnă că ai o minte care nu mai poate vedea și nu mai poate accepta adevărul. Minte întunecată este minte care nu mai poate discerne adevărul și nu-l mai poate accepta. Asta e specializarea diavolului. Să-ți întunece mintea până într-acolo, încât să nu vezi nici măcar lumina care vine din cer. Și noi spunem, Doamne, ai milă de noi. Păzește-ne mintea să ne ajungem în faza aceea. Dar nu uita, specialitatea diavolului este să îți sucească mintea. Al doilea motiv pentru care nu vrem să ne lăsăm convinși este mândria noastră. După căderea în păcat, după ce am căzut din starea în care ne așeza Dumnezeu în raiul lui, omul păcătos a devenit plin de mândrie. Se descurcă singur. Are el priceperea lui, știe el ce are de făcut. Nu-mi spune mie. Mândria noastră este atât de mare încât nu-i acceptăm nici măcar înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu. Dacă spune Dumnezeu că ești păcătos, dacă spune Dumnezeu că ești deasupra iadului atârnat de un fir de păr, mândria din tine spune, nu e adevărat. Mă descurc. Mândria din tine te revoltă. Când Dumnezeu îți spune că are pentru tine dragoste și har și iertare, mintea ta spune, mă descurc. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine, când Duhul lui Dumnezeu a fost trimis în lumea noastră, la asemenea ființe umane a fost trimise. Ți-ar place să lucrezi cu asemenea oameni? Duhul lui Dumnezeu a venit și se luptă cu noi să ne arate cât de jos am căzut. Cât de dramatică este starea noastră. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne arate pentru ce am fost creați și încotro ne-am dus. Și când ne arată cât am căzut de jos, Duhul lui Dumnezeu ne așează față în față cu modul în care ne raportăm la ceea ce este în jur, la lucruri, la oameni și la Dumnezeu. Când te uiți la modul în care te raportezi la ceea ce este în jur, poți vedea cât de jos ai căzut. Îngăduiți-mi trei exemple.
Câți dintre dumneavoastră aveți copii, părinții cu copii mâna sus? Mulțumesc să vă binecuvinteze Dumnezeu cu prunci și nepoți și strănepoți și strănepoți până la al miilea neam. Amin. Câți dintre dumneavoastră le-ați luat la copii iPhone? Mâna sus dacă le-ați luat la copii iPhone. Mâna sus. Nu vă jenați. Că până și cei de la grădiniță au iPhone. Imaginează-ți că ai luat copilului tău un iPhone G8 și îl dai cadou de ziua lui. Și ai dat iPhone-ul G8 și copilul spune, ăsta mi l-ai luat. Eu mi-am dorit G13, nu G8. Și tu o să zici, dar care e diferența între G8 și G13? Dincolo de aplicații este costul. Un iPhone G8 costă cam 8-900 de lei. Un iPhone G13 costă 5.000 de lei. Așa că e diferență. Și tu din resursele tale i-ai luat la copilul tău un iPhone G8. Îl dai și copilul deranjat, bosunflat, că i-ai dat numai G8, ia telefonul, ia un ciocan și în fața ta îl face țânderi. Ce zici? Ți-ai dori un asemenea copil? Ți-ai dori un asemenea copil? Adică la tot ce ai făcut tu, el îți sparge tot și te sfidează în față. Ce zici? Are copilul ăsta minte sau n-are? Ce zic părinții? V-ați pierdut graiul, așa-i? Are copilul acesta caracter. Încerc să-l convingi. Și spune, lasă-mă în pace, nici nu vreau să vă mai văd. I-ai mai cumpărat ceva? Exemplu 2. Imaginează-ți soț și soție. Căsătoriți și ea se străduie să-i facă mâncarea lui preferată. El vine acasă, după ce a robotit toată ziua ca să-i facă mâncarea preferată, îi așează pe masă, se uită la mâncarea aceea și spune, lăturile astea mi le-ai făcut. Asta e mâncare? Și-o aruncă jos și începe să o înjure și să o bată și să o desfigureze în bătaie. Asta e mâncare? Ți-ai dori un asemenea soț? Ce zic, surorile, v-ați dori un asemenea soț? Ce ai zice despre unul pe care îl vezi făcând așa ceva? Are omul acesta caracter? Are omul acesta minte? Încearcă să-l convingi. Dar este ceva mult mai grav decât atât. Dumnezeu Tatăl s-a uitat la noi, izgoniți din rai pe un pământ blestemat, sub blestemul păcatului, în drum spre pierzare veșnică. L-a trimis pe Fiul Său. L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să caute și să mântuiască pe cei pierduți. E Fiul lui Dumnezeu. Aduce harul lui Dumnezeu, aduce mântuirea lui Dumnezeu. Și acum ascultați, vă rog. Bărbați israeliți, ascultați cuvântul acesta. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul lui Dumnezeu, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi, ce ați făcut cu el? Ce ați făcut cu el? L-ați omorât. L-ați răstignit pe o cruce.
În capitolul 3, același apostol Petru spune, v-ați lepădat de el. L-ați dat pe mâna lui Pilat. A strigat să fie răstignit. Și în loc să-l alegeți pe Fiul lui Dumnezeu, a cerut să vi se elibereze un criminal, Baraba. L-ați omorât pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Au oamenii aceștia minte? Au oamenii aceștia caracter? Duhul lui Dumnezeu le așează în față în ziua de Rusalii. Realitatea căderii lor, până unde au căzut? Nu poți cădea mai jos de atâta decât să-L omori pe Fiul lui Dumnezeu și să strigi la El cuvinte de batjocură și să spui, îl vrem pe Baraba, nu pe El. E lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu să ne așeze în față adevărul cu privire la noi. O să zici, frate Paul, sau domnul pastor, eu nu sunt așa. Acum ascultă ce spune Biblia. Sunt cuvintele Domnului Iisus în Evanghelia după Marcu, la capitolul 8. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în fața acestui neam prea curvar și ticălos. Oricine se va rușina de mine, de Fiul lui Dumnezeu în fața unei lumi căzute, de acela se va rușina și Fiul omului în ziua când va reveni pe norii cerului. Probabil că zici și cei asemănarea cu cei care l-au omorât pe Domnul Iisus și cu mine care nu fac altceva decât mi-e rușine de El. Îți spun care e asemănarea. Ești în aceeași categorie cu ei. Ești exact în aceeași categorie cu cei care l-au răstignit dacă ți-e rușine de El. Dacă îi întorci spatele și spui, nu vreau să-i aparțin. În ziua în care te rușinezi, ești atât de jos ca și cei care l-au răstignit pe Domnul Iisus. Ești în tabăra lor. Pentru că Domnul Iisus spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și Duhul lui Dumnezeu te ajută să te uiți la tine, și să te vezi așa cum te vezi din cer. Și acum începe lucrarea specială a Duhului lui Dumnezeu de ridicare a omului păcătos. Când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu și a venit în lumea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 2 cu 21, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Atunci, când Duhul lui Dumnezeu le așează față în față, faptele lor, cu viața lor și cu veșnicia lor, când le spune celor din Ierusalim ce au făcut ei, cât de jos au ajuns, le spune acum, Dumnezeu din cer deschide ușa harului. Oricine va chema numele Domnului, oricine se va întoarce spre Dumnezeu și va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cum să chem numele Domnului? Apostolul Pavel răspunde la întrebarea aceasta în Romani capitolul 10. Romani capitolul 10, Apostolul Pavel răspunde la întrebarea aceasta. De la versetul 9 în continuare. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine.
În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei care îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum să chem pe cineva în care nu crezi? Sau cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce ne spune Apostolul Pavel? Dumnezeu care are tot dreptul să pedepsească asemenea omenire. Dumnezeu vrea să o mântuiască și Dumnezeu se apropie de ei să le vorbească. Dumnezeu se coboară ca să vorbească. S-a coborât prin Fiul Său și s-a coborât prin Duhul Său ca să-ți vorbească. Ai stat de vorbă cu cineva care ți-a făcut atâta rău, care te dușmănește așa? Ai stat de vorbă sau nu? Doamne, mare-i dragostea lui Dumnezeu să se coboare, să stea de vorbă cu noi și să ne spună care este metoda lui Dumnezeu de a ne ierta. Și ne-l arată pe Fiul Său, pe Iisus Hristos Domnul. Ne-l arată încărcat cu păcatele întregii omeniri și atârnat pe lemn. Și el era străpuns pentru fărădregile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, spune profetul Isaia. Era acolo în locul tău și în locul meu. Ne-a substituit pe noi acolo. A luat pedeapsa în locul meu și în locul tău, pentru ca oricine se va uita la el să spună, Doamne, pentru că ai murit în locul meu acolo, te rog, iartă-mă. Pentru că ai murit în locul meu, Doamne, vreau să mă întorc de la păcatele mele și să vin la Tine să fiu al Tău și să fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. O, da. Poate omul răzvrătit să facă așa ceva? Poate omul împietrit să ajungă la punctul acela? În cartea profetului Ezechiel, la capitolul 36, Ezechiel ne anunță peste veacuri ceea ce va face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ezechiel 36, versetul 27. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile și poruncile mele. Duhul lui Dumnezeu vine acum nu doar la minte, ci vine la inimă. Duhul lui Dumnezeu vine și începe să lucreze la inimă. Și inima aceea împietrită, inima aceea răzvrătită, inima aceea care refuză harul lui Dumnezeu, devine acum obiectul lucrării speciale a Duhului lui Dumnezeu. Și Ieremia zice, voi lua inima aceea de piatră și voi pune în locul ei o inimă de carne. Voi face o schimbare fundamentală a inimii. Voi face o transformare a inimii în așa fel încât inima aceea să accepte ceea ce Dumnezeu oferă. Lucrează la minte, lucrează la inimă. Și când Apostolul Petru le explică celor din Ierusalim în ziua coborârii Duhului Sfânt, oferta lui Dumnezeu și le predică Evanghelia iertării în Iisus Hristos. Și le explică starea lor cât sunt de jos și ce har are Dumnezeu pentru ei. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas. Cum au rămas? Străpunși la inimă. Asta înseamnă s-a făcut o deschizătură în inimă.
când au fost față în față cu adevărul prezentat de Duhul lui Dumnezeu în Evanghelia predicată de Petru. S-a făcut o deschizătură în inimă. Și din lumina cerului au început să se vadă unde sunt. Și când au înțeles unde sunt, a fost atât de profundă reacția lor, încât au strigat, fraților, ce să facem? Nu vrem să rămânem așa. Nu vrem să deducem de la întâlnirea aceasta așa. Spuneți-ne ce să facem. Și Apostolul Petru îi spune, pocăiți-vă. Ce înseamnă să te pocăiești? Să te uiți la tot ceea ce ai făcut. Să te uiți la starea în care ești și la drumul pe care mergi. Să vezi toate consecințele faptelor tale, judecata lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îmi pare rău. Recunosc din toată inima că mă duc într-o direcție greșită. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Îți pare rău. Dar te uiți la jertfa ispășitoare a lui Hristos. Te uiți la faptul că în dragostea lui, în harul lui Dumnezeu, a plătit prețul păcatelor noastre, dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. Și îi spui, Doamne, Tu ai stat acolo în locul meu. Eu trebuia să fiu acolo. Dar pentru că ai luat Tu locul meu, Doamne, vreau să trec de partea Ta. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat. Dar de ce botezat? Pentru că botezul, printre altele, înseamnă să mărturisesc în afară ce s-a întâmplat înăuntru. S-a produs o schimbare înăuntru. Mi s-a schimbat mintea, mi s-a schimbat inima. Și acum vreau să mărturisesc în afară ceea ce a făcut Dumnezeu înăuntrul meu, ca o mărturie publică pentru slava lui Dumnezeu. Dar mai înseamnă ceva. Botezul înseamnă o declarație publică a faptului că am trecut de partea lui Hristos. O declarație publică a faptului că am trecut de partea Lui, că nu mi-e rușine de El, ci îl declar Domnul meu și Dumnezeul meu. Și sunt a Lui. Și mă întreabă unii, dar nu pot fi și nebotezat? Și întreb, dar nu vrei să spui ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Nu vrei să declari public că ai trecut de partea Lui? Îți este rușine de lucrul acesta? Dacă ți-e rușine, ești în tabăra celor care L-au răstignit. O, spun unii, dar frate Paul, dar cel puțin un om s-a dus în cer nebotezat. Cine e acela? Tâlharul care s-a întors la Dumnezeu pe cruce când era răstignit lângă Domnul Iisus. Martin Luther spune, Dumnezeu a lăsat un singur exemplu încât dacă cineva se întoarce la Dumnezeu pe patul de moarte, să nu-și piardă speranța. Dar a lăsat un singur exemplu ca să nu-l faci regulă. Să nu faci regulă dintr-un singur exemplu. De aceea îi chemăm pe cei care au trecut de partea Domnului să depună și mărturia în botez. Și apoi ne spune Biblia, s-au integrat în biserică, la numărul ucenicilor s-au adăugat în ziua aceea aproape 3.000 de persoane, 3.000 de suflete. 3.000 de oameni au trecut de partea lui Hristos, s-au adăugat la numărul ucenicilor să declare că El este Domnul și Mântuitorul, că sunt ai Lui pentru viață și veșnicie. Amin. Integrarea în biserică este o altă lucrare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și acum, după ce ai venit în biserică, în familia lui Dumnezeu, după ce te-a scos Dumnezeu din cea mai adâncă groapă a păcatului, din cea mai murdară mocirlă, după ce te-a scos de acolo și ți-a schimbat viața și te-a îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, până unde te ridică? Aici, pe pământ, una dintre cele mai frumoase dovezi ale harului și ale onoarei pe care ți-o dă Dumnezeu este să te invite să stai cu El la masă. Să fii invitat la masa Domnului. Știi ce înseamnă să fii invitat la masă de cineva? După ce am plecat în Anglia, împreună cu familia, la școală, la începutul anilor 90, am fost invitați într-o seară la masă
la soția fostului prim-ministru a Marii Britanii, din înalta societate britanică. Fetele erau mici. Le-am explicat ce înseamnă să mergem la masă acolo și le-am explicat toate regulile de comportament frumos la masă. Toate manierele alese. Dacă mergem acolo, suntem invitați, noi nu suntem din aristocrație, noi nu suntem dintre bogătașii lumii, noi suntem de la Burzuc, de la Oradea, și acum trebuie să ne comportăm într-un mod care este vrednic de cinstea care ni s-a făcut. Și le-am explicat fetelor să nu pună mâna pe nimic. Să nu se atingă de ceva din casă. Să fie atent cum țin furculița și cuțitul. Să fim atenți în toate lucrurile ca să nu dezamăgim. Mare ce este, așa-i? O să vă spun altă dată ce s-a întâmplat. Dar astăzi, știți ce avem aici în fața noastră? Celebrăm cina cui? A Domnului. Te invită să stai cu El la masă. Și spune, dacă stai cu El la masă aici, e doar anticamera. Vom sta cu El la masă în glorie. Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu sfinții Vechiului Testament, cu apostolii, vom sta în cea mai aleasă companie a Universului la masă. Dar cine? Noi, fiii pierzării. Noi, oamenii căzuți adânc. Noi, oamenii care ne-am răzvrătit. Suntem chemați să stăm cu El la masă. Vei sta cu El la masă astăzi? O să mă întreb, dar cine poate sta la masă? Aceia care au trecut de partea Lui. Aceia care sub convingerea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, sub înțelegerea Evangheliei, și-au văzut starea de păcat, și-au recunoscut păcatele, s-au uitat la Hristos, la jertfa Lui. I-au cerut ca în jertfa Lui să le ierte păcatele și-au decis să treacă de partea Lui. Și-au depus mărturia în apa botezului să vadă și cerul și pământul că nu se rușinează de Domnul, ci sunt ai Lui și sunt copiii Lui și sunt martori ai învierii Lui. Binecuvântarea Domnului să fie peste toți aceștia. Te întreb, dar cu mine ce se întâmplă? Tu ești acum obiectul special al lucrării Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. În vederea convingerii că ești păcătos. În vederea convingerii că ai nevoie de mântuire. Ești obiectul special al lucrării Duhului Lui Dumnezeu asupra minții tale și asupra inimii tale ca să-ți declanșeze voința. Și să-i spui, Doamne, la tot ceea ce ai făcut Tu, față de ceea ce meritam eu, Te rog din toată inima, ai milă de mine. Iartă-mă, fă din mine copil al Tău. Ajută-mă, Doamne, să trec de partea Ta. Ajută-mă, Doamne, să fac mărturia în apa botezului. Ajută-mă, Doamne, să pot sta la masă cu Tine. Ajută-mă, Doamne, să pot sta și la masa cerească cu Tine. Vă invit să plecăm capetele înaintea Domnului. Mi se spune despre cei din Ierusalim, când au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă. Cum a răspuns inima ta? Ce se întâmplă în inima ta? Ce se întâmplă cu mintea ta? Cum te vei întoarce acasă? Cum îți vei continua viața? Cum îți vei sfârși viața? Unde vei petrece veșnicia? Planul lui Dumnezeu Tatăl este să te ducă în slavă, în glorie. Lucrarea Fiului lui Dumnezeu a venit să aducă jertfa de ispășire pentru iertare, mântuirea noastră. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu este să-ți schimbe mintea, să schimbe inima și să-ți dea putere să treci de partea Domnului. Și toată biserica în rugăciune venind înaintea Lui și în rugăciune tăcută strigă către Dumnezeu pentru cei pe care îi cunoști, pentru cei pe care nu îi cunoști, sunt aici. Și spunem, Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Și mulțumim că Te-ai aplecat asupra noastră.
Mulțumim, Doamne, pentru planul din veșnicie pentru mântuirea noastră. Mulțumim pentru lucrarea de ispășire la cruce. Mulțumim pentru lucrarea de convingere a Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, Duhule al lui Dumnezeu, Te rugăm să copleșești adunarea aceasta cu prezența Ta. Te rugăm, schimbă mintea fiecăruia. Doamne, în tot ceea ce gândim străind de voia Ta, Te rugăm, îndreaptă voia noastră după legile și poruncile Tale. Îndură-Te, Doamne, și nu ne lăsa răzvrătirea noastră. Îndură-Te de aceia care încă stau departe de Tine. Te rugăm, cercetează inima, Doamne, și pune noi o inimă nouă și un duh nou și statornic. Ajută-ne, Doamne, să Te iubim din toată inima, pentru că Tu ne-ai iubit întâi. Iartă-ne pe toți aceia cărora ni s-a răcit dragostea. O, Doamne, aprinde din nou dragostea față de Tine și fă să clocotească în inima noastră. Ne rugăm, Doamne, să ne cercetezi voința. Suntem îndreptați în fiecare zi atât de ușor înspre lucrurile lumii acesteia. Doamne, păzește-ne pe calea cea îngustă și ajută-ne să rămânem mai Tăi până la capăt. Ne rugăm pentru aceia care se văd acum, așa cum Duhul Tău cel Sfânt le-a descoperit starea lor. Doamne, Te rugăm, îndreaptă-i acum spre crucea lui Hristos Domnul. Dă-le putere să înalțe rugăciunea pocăinței. Dă-le putere să treacă de partea Ta. Și mulțumim pentru asigurarea că acela care vine la Tine nu va fi dat afară. Doamne, trage la Tine fiecare suflet din locul acesta, care este încă nemântuit. Prin puterea pe care o ai, Doamne, adaugă și astăzi la numărul celor mântuiți.